Povestea cifrei 3. Se povestește că în momentul nașterii Domnului Iisus Hristos, cei trei magi erau pe drum îndreptându-se către locul spre care îi călăuzea steaua. Cel de-al doilea mag se afla aproape la aceeași distanță atât de primul cât și de al treilea mag. Toți priveau spre cer și urmăreau steaua care vestea nașterea Fiului Domnului. Și iată că un curcubeu îi uni printr-un arc pe primul și pe al doilea mag, iar un alt curcubeu îl uni pe al doilea mag cu cel de-al treilea. Curcubeele s-au lăsat la pământ, iar magii au intrat la pruncul Iisus, punându-i la picioare trei daruri, aur, smirnă și tămâie. Pe urmele curcubeelor au răsărit și înflorit cele mai înmiresmate flori din lume, florile de busuioc. Oamenii au privit urma lăsată de cele două curcubee și au spus că dacă vor să scrie numărul magilor, vor desena cele două semicercuri pline de flori de busuioc. Așa a apărut cifra 3. Jerry e un pic nedumerit, fiindcă nu a mai văzut niciodată așa multe bile colorate. Oare ce trebuie să facă cu ele? Până la urmă, Jerry și-a dat seama și astfel a format trei mulțimi. Prima mulțime este mulțimea bilelor albastre cu trei elemente. Apoi a format mulțimea bilelor roșii cu trei elemente. Și în cele din urmă a format mulțimea bilelor galbene cu trei elemente. Oare, Jerry, ce cifră a uitat să scrie dedesubtul mulțimilor? Exact, este vorba despre cifra 3. Cifra 3 este formată dintr-o jumătate de oval cu deschizătura în partea stângă, care se continuă cu altă jumătate de oval, tot cu deschizătura în partea stângă. Ce este important este ca vârful instrumentului de scris să nu fie ridicat atunci când se scrie această cifră. 1 este un cârlig cu nasul ascuțit de frig, 2 o lebădă frumoasă care a plecat spre casă, 3 e un cocor în zbor spre țări calde călător.